Sunt goale aeroporturile din Frankfurt și din München din Germania. Lufthansa a anulat 78% din zborurile de astăzi din cauza grevei personalului de la sol. Compania germană a decis să anuleze peste 600 de zboruri din Frankfurt și aproape 300 din München. Compania anunță că situația va continua până la finalul săptămânii. Aeroportul Frankfurt, ca să-ți faci o idee, este deservit anual de 70 de milioane de pasageri. Toți pasagerii Lufthansa au primit vouchere de hotel. 20.000 de angajați ai companiei sunt în grevă din cauza unei dispute pe salariu. Pe lângă hub-urile din Frankfurt și din München, sunt afectate și Düsseldorf, Hamburg, Berlin și Bremen. Blocajele de personal și cererea puternică de vacanțe au creat aceste probleme și discut cu Florin Țancu, agent de turism. Bine v-am găsit! Salut, mâna! Cât de greu este să călătorim acum în Europa, având în vedere ce vedem? Greu nu este din punct de vedere tehnic, cred că este un pic foarte complicat și incert, având în vedere că avem de-a face cu prima grevă majoră din partea unei companii aeriene. Grupul Lufthansa este al doilea grup de transport din Europa după Ryanair. Iar cele aproape 1000 de zboruri care sunt anulate astăzi reprezintă un semn că în perioada următoare viața oamenilor din domeniul transportului aerian va trebui să fie corelată cu creșterea generală de prețuri. Sindicaliștii de la Lufthansa au cerut o mărire a salariilor cu 10% în situația în care știm prea bine rata inflației în Uniunea Europeană a ajuns la peste 15%. Vedem aceste zboruri anulate, care știm că nu sunt primele și nu doar în Germania s-a întâmplat acest lucru. Știm că și în alte țări, în Marea Britanie, am văzut săptămânile care au trecut acele cozi interminabile cu bagajele pentru că nu existau suficienți handleri. Există informația că inclusiv în România au fost concediați sau și-au pierdut locul de muncă sau au plecat 600 de angajați exact dintre cei care manevrează bagajele. Ce poate să facă, de exemplu, turistul care se confruntă cu astfel de situație și căruia este anulat un zbor, poate înainte cu doar câteva ore să plece în vacanță? În primul rând, manipularea bagajelor este în sarcina companiilor de handling, iar acestea, având în vedere problemele care au fost în anii 2020-2021, au fost nevoite să reducă personalul, iar numărul mare de zboruri pe care trebuie să-l deservească acum le pune la grea încercare. Pe de altă parte, dacă ne uităm la pozele din aeroporturi cu multe bagaje, această situație este cauzată de manipularea eronată a destinației bagajelor, și anume bagajele de München au ajuns la Viena sau bagajele de la Londra au ajuns la New York. Sunt lucruri operaționale, trebuie să avem grijă că venim totuși după 2 ani de pandemie în care presiunea asupra oamenilor a fost destul de mare și mai există și noțiunea de eroare. Ce trebuie să facă un pasager în perioada următoare? Să călătorească light, și anume să încerce să folosească bagajul de mână cât de mult poate, să folosească mai puțin bagajul de cală și să învățăm să ne limităm la spațiul pe care putem să-l controlăm. Un ghiozdan sau un troliu cred că poate să fie suficient în noul sistem de transport din vara 2022. Dacă vrem să nu avem... Și să nu așteptăm foarte mult după bagaj. Și să nu stăm foarte mult după bagaj. Vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturi. Mersi și eu, numai bine. Călătorii plăcute. Să fie.